Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Suntem cu domnul inspector Marian Staicu, cel care răspunde de implementarea descentralizării instituționale și informatică la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Gorj, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună seara, bine v-am găsit! Să spunem așa, nu întâmplătoare este invitația. Inspectoratul Școlar derulează, începând din luna aprilie, pentru circa un an și jumătate, o serie de proiecte ca beneficiar, ca partener și, de fapt, asta e și tema noastră. De astăzi, proiecte europene pentru școală la nivelul județului Gorj. De asta v-am invitat să vorbim despre ele, dar o să profităm pe parcursul emisiunii să vă mai întrebăm și alte lucruri, pentru că sunt pe agenda zilei, să spunem așa, sunt câteva lucruri foarte importante. Haideți să vorbim puțin despre aceste proiecte, care sunt ele, să ni le amintiți, și ca o idee, de unde povestea asta, de unde a apărut ideea ca să le avem accesate, iată, pe sfârșit de perioadă 2007-2014 de finanțare europeană, bineînțeles, începe o nouă perioadă. Da, aceste proiecte vin cu finanțare pe perioada 2007-2013, pe banii care au rămas, au fost deschise noi linii și noi am aflat despre acest lucru și ne-am gândit că ar fi bine, benefic pentru copiii din județul Gorj, pentru profesori, să scriem câteva proiecte pe probleme pe care noi le-am identificat pe parcursul activității noastre curente. Am depus 4 proiecte în calitate de beneficiar, care toate 4 au fost aprobate de către o reușită internet, importantă. Da? Și v-am spus, poate reușita vine din faptul că am identificat pe parcursul activității noastre problemele cu care ne confruntăm și am încercat prin scrierea acestor proiecte să acoperim aceste probleme, să le rezolvăm, astfel încât să ne îndeplinim obiectivele pe care noi le avem, pe care învățământul are, acela de a educa elevii și de a învăța cât mai bine carte. Aceste proiecte au apărut dintr-un anumit, cum spuneam, erau necesar să apară. A fost avantajul acesta că sunt niște fonduri disponibile și s-au putut accesa. Haideți să vedem concret despre ce este vorba. Mă refer în primul rând la cele care suntem, Inspectoratul Școlar Județean este beneficiar. Da. Să zicem, avem 2 proiecte la care noi ținem foarte mult și ele au venit pe baza unor analize pe care le-am făcut în legătură cu desfășurarea examenelor naționale, examenul de evaluare națională la clasa 8-a și examenul de bacalaureat. Ne-am confruntat an de an cu diverse probleme. Am făcut la sfârșitul fiecărui examen național diverse evaluări și am constatat că sunt mereu lucruri pe care trebuie să le îndreptăm. Din acest motiv am scris proiectul pentru elevii clasei a 8-a, un proiect care are ca obiectiv pregătirea suplimentară a elevilor de clasa 8-a, astfel încât rezultatele să fie din ce în ce mai bune. Dacă vreți, pot să vă spun ca și o mică poveste a acestor proiecte. În fiecare an am constatat noi că sunt școli, sunt zone în care lucrurile nu ies așa cum ne dorim noi. Rezultatele nu sunt acelea pe care ni le propunem. Am căutat care sunt cauzele și am încercat să găsim soluții. Una dintre soluții era aceea de a face pregătire suplimentară cu elevii. Evident, acest lucru îl făceau dascălii în timpul liber, voluntar, ca să zic așa, dar noi am mizat totdeauna pe dascăl, că ei, dincolo de banii pe care îi primez la școală, au anumite calități, anumite abilități, acelea de a iubi elevii, de a-și dori ca aceștia să învețe mai bine. Și pe baza acestor considerente am făcut programe de pregătire suplimentară în fiecare școală, coordonate de conducerea școlii. Ei, am constatat în decursul timpului că totuși lucrurile nu ies așa cum ne dorim noi. Și care ar fi motivele? În primul rând, vă spuneam, profesorii, chiar dacă ei vroiau să facă această pregătire și o făceau,
nu erau motivați în niciun fel, pentru că noi nu puteam să-i plătim. Elevii, la rândul lor, nu toți erau interesați de această pregătire, culmea, deși era în folosul lor. Unii pentru că nu conștientizau sau din diverse alte motive. Nu, dar avem problema asta, se știe, se organizează la licee ore de pregătire la care elevii sunt cei care lipsesc. Deci, practic, da. Deci acestea erau principalele două probleme și atunci am zis, haide să găsim prin aceste proiecte soluții ca să eliminăm aceste inconveniente. Și implementând aceste proiecte, le rezolvăm pe toate, în sensul că profesorii care fac pregătire suplimentară cu elevii vor putea să fie plătiți din aceste proiecte. Nu sunt sume mari, dar efectiv înseamnă totuși ceva. Primesc da. Ceva pentru munca pe care o fac în timpul lor liber până la urmă. Iar am gândit și stimularea elevilor să participe la aceste pregătiri suplimentare și cum am fi putut să-i stimulăm mai bine decât să organizăm niște concursuri, să le acordăm premii. Și ce premii să le acordăm? Pentru că noi știm, din păcate, în ultimul timp, elevii noștri citesc tot mai puțin. Folosesc mai mult internetul și informațiile de pe internet. Și atunci, dacă gadgeturile sunt ceea ce le place lor foarte mult, am scris în proiect ca premii pentru aceste concursuri pe care le vom organiza cu elevii, tablete. Pentru că știu că sunt și avem prevăzut bani în proiect în care să le acordăm tablete elevilor care vor obține performanțe în urma pregătirii suplimentare. Da, e foarte interesant. Însă am o întrebare care se impune. Spuneați despre faptul că uneori profesorii au încercat la anumite școli și nu se poate. Adică nu vor să vină copiii, nu interesează sau diverse alte motive. Sau poate că profesorii se mai plângeau, știți, în rural, că noi nu avem profesorii de la Tudor sau nu avem profesorii de la Ecatera Teodorului, ca să amintesc doar două licee de sunt în vârf. E, în proiectul ăsta se înțeleg că ei nu vor mai face neapărat cu profesorul lui din școală și e posibil să vină un profesor de la o altă școală pe care copilul nu-l cunoaște? Da, este posibil acest lucru. Până la urmă, în aceste proiecte o să participe doar profesorii, doar colegii noștri care își doresc să facă acest lucru, să facă pregătire suplimentară cu elevii și înscrierea lor va fi pe baza unui interviu pe care îl va trebui să-l susțină pe baza unor competențe pe care ei trebuie să le dovedească, pentru că trebuie să vă spun că profesorii care vor face pregătire cu elevii vor fi ei însuși pregătiți înainte pentru acest lucru. Acum să nu vă gândiți că pe profesorul de matematică și o să-l iau și o să-l învăț eu matematică acum, sau pe cel de română, nu. Dar ei pot să dobândească noi metode de predare, noi metode folosind tehnologia informației, da? Și din acest motiv ne-am gândit, din acest punct de vedere, noi credem că este foarte folositor ca înainte de a începe pregătirea suplimentară a elevilor propriu-zisă, să pregătim profesorii care vor face această pregătire. Că este foarte important și cum facem această pregătire. Până la urmă, bun, avem metodele tradiționale pe care le folosim la clasă, însă trebuie să găsim și alte metode prin care să atragem elevii, să-i facem să învețe mai bine, ca rezultatele la sfârșit să fie cele pe care ni le dorim cu toții. Adică, într-o formulă, învățare pe tot parcursul vieții, atât a profesorului cât și a elevilor. Sigur că da. Adică, trăim într-o epocă în care totul se mișcă, se schimbă foarte repede și este absolut necesar pentru toți dintre noi să ne autoperfecționăm și să ne perfecționăm în permanență. Suntem după examenele naționale care au avut, Gorjul s-a plasat peste media pe țară, atât la evaluarea națională cât și la bacalaureat. Cu toate acestea, după, dacă rezultatele vor fi cele așteptate în proiect, anul viitor rezultatele vor trebui să fie mult mai bune chiar decât cele actuale. Însă, care sunt beneficiari, deci ca număr, pentru că e vorba de patru proiecte mari, patru proiecte care împreună cu județul vecin, cu Hunedoara, deci înseamnă mii de elevi. Putem să detaliem puțin? Sigur. Deci proiectul noi îl realizăm în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Hunedoara și cu Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar și vreau să vă spun că pe proiectul care se referă la elevii clasei a 8-a pentru pregătirea suplimentară pentru evaluarea națională. Vom pregăti suplimentar 4.500 de elevi din cele două județe. La fel și pe proiectul cu care vizează pregătirea suplimentară a elevilor de clasa 12-a pentru examenul de bacalaureat. Vom avea 4.100 de elevi care vor fi... Și câți din Gorj și în condițiile acestea? Vă dați seama că noi fiind beneficiarii, cea mai mare deci, parte... cam două treimi probabil vor fi din Gorj. Sigur, și ceea ce ne propunem noi
să facem în aceste proiecte este să mergem foarte mult spre mediul rural. Pentru că este clar, motivele sunt multe, acolo rezultatele nu totdeauna sunt foarte bune sau așa cum ar trebui să fie. Și de aceea vom încerca să mergem cu pregătirea suplimentară, în special în mediul rural. Să le oferim și elevilor de acolo posibilitatea pe care unii dintre ei nu au nici măcar financiară să poată să beneficieze de o altfel de pregătire pentru aceste examene. În afară de cele două proiecte care se adresează, deci celor două generații care au fost în clasa 11 și a 7, deci cele care vor da evaluarea națională și bacalaureatul în 2015, mai sunt două proiecte care se adresează celorlalte clase, și de gimnaziu și de liceu. Deci se dorește performanță chiar de la acești copii. În ce constau cele două proiecte? Noi ne-am propus să cumva să avem o pregătire uniformă și totală a tuturor elevilor din toate nivelele de învățământ. Până în prezent avem 4 proiecte aprobate, proiecte care vizează elevii de clasa 5-a și a 6-a, într-unul din ele, da? Unul proiect care vizează, cum spuneam, elevii de clasa 7-a, 8-a, un proiect pentru elevii claselor a 9-a și a 10-a și proiectul pentru examenul de bacalaure. Deci, practic, am încercat să cuprindem în proiectele noastre toate nivelele de educație din învățământul preuniversitar. Ne-a mai rămas învățământul primar și acum lucrăm la un proiect, se va deschide o nouă linie de finanțare și vrem să facem un proiect și pentru învățământul primar. Deci, practic, ar fi acoperită chiar întreaga plajă de învățământ preuniversitar. Pentru că, până la urmă, nevoie de formare au toți elevii noștri, în afară de cea de la clasă, mă refer aici. Până la urmă, e vorba de intervenții non-formale, dacă vreți, în educația elevilor. Noi avem, și o să rog colegii din regie, să pună câteva imagini pe care le avem de la lansările de proiect desfășurate în cursul lunii mai, da, la câteva dintre proiectele respective. Da, în imagine este lansarea proiectului Inovație și Performanță în pregătirea elevilor de liceu, desfășurat la complexul de pe Insuliță, unde a fost un număr mare de participanți, așa cum se poate vedea din imagine. Am avut invitați importanți din universități din țară, din învățământul preuniversitar, directori de licee, primari de comună. Imagine de la aceeași lansare de proiect. Vreau să vă spun, în timp ce urmărim aceste imagini, că acest proiect are grup țintă un număr de 3500 de elevi de clasa a 9-a și a 10-a din județele Gorj și Hunedoara și urmărim creșterea performanțelor scolare și a formării unor aptitudini care să le dea abilități noi de viață. Da, aici este într-o ședință de lucru. Da. Pe unul dintre proiecte, pe proiectul cu evaluare națională, chestionarele pe care noi le-am dat elevilor, părinților, profesorilor la clasă, în urma cărora experții pentru curiculă și cercetare pe care îi vedeți că lucrează, vor face programele pentru pregătirea suplimentară, vor face modele de teste, modele de lecții, în funcție de rezultatele care vor fi desprinse din aceste chestionare. Pentru că vreau să vă mai spun, în timp ce urmărim aceste imagini, că nu ne axăm doar pe pregătirea de specialitate matematică română. Vom avea pregătire și pe alte domenii. Da, aceasta aici, lansarea de la proiectul pentru clasa 8-a, dezvoltarea de competențe cheie pentru evaluări naționale de succes. Am avut invitați foarte mulți. A fost domnul ministru delegat pentru cercetare, domnul Mihnea Costoiu, ministrul fondurilor europene, domnul Teodorovici, precum și autoritățile locale de la nivel de județ, de la nivel de oraș, foarte mulți primari de comune care sunt interesați și care cred și ei că aceste proiecte vor aduce o plusvaloare pentru elevii din învățământul preuniversitar din județul Gorj. Da, asta arată implicarea atât a foarte multor școli, dar și a autorităților locale, pentru că aceste proiecte practic se fac, adică partenerul este școala, dar este și primăria, consiliul local. Sigur că da, deci fără autoritățile locale nu vom putea să desfășurăm aceste activități, pentru că
Sigur, mai ales cum ne propunem noi să mergem în mediul rural, acolo vom avea nevoie de sprijinul autorităților locale pentru organizarea activităților pe care ni le-am propus. Și de aceea Inspectoratul Școlar a avut inițiativa, să zicem, pe lângă proiect, să încheie niște parteneriate atât cu școlile din județ care vor fi implicate în aceste proiecte, dar și cu autoritățile publice locale din localitățile respective. Da, după cum s-a văzut și pe aceste imagini, unul din partenerii comun, să spunem, pe toate proiectele, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți în Învățământul Preuniversitar. Da, este o asociație foarte cunoscută la nivel național, dacă vreți, este partenerul Ministerului Educației Naționale în ceea ce privește parteneriatul între școală și părinți și avem șansa să lucrăm împreună, pentru că în această asociație, în această federație, vreau să vă spun că lucrează profesorii universitari, lucrează profesori de la licele de prestigiu din București, cu care noi lucrăm direct acum la realizarea materialelor pentru proiectele noastre. Da, vorbeam chiar de doamna Gună. Este doamna Gună, președintă a Federației, doamna Mihaela Gună. Și cu un colaborator al dânsei din această asociație, federație. Da, aici suntem la o altă lansare de proiect, la proiectul Elevi Mai Performanți, Părinți Implicați. Trei dintre proiecte au fost lansate la restaurantul de pe insulă, Ana, iar cel de-al patrulea a fost lansat la Colegiul Economic Virgil Magiaru din Târgu Jiu. Da, noi am prezentat fotografii de la toate aceste evenimente. Evenimentele, sigur. A fost, dacă vreți, startul pe care l-am dat în desfășurarea activităților din cadrul acestor proiecte. Așa, după cum vedeți și în imagini, lumea a fost foarte interesată. Am primit nenumărate întrebări atunci la lansare, după aceea la inspectorat, pe mail de la diversi colegi. Vreau să vă spun că am avut solicitări de a participa în calitate de experți în aceste proiecte, inclusiv profesori din Bacău. Da, deci pentru proiecte din județul Gorj și Hunedoara. Da, care au dorit nostru. Să dorau să lucreze în proiectele noastre pe partea aceasta de cercetare, de curiculă. Da, o să, pentru telespectatori, o să mai revenim cu aceste imagini, o să mai rog colegii mei peste câteva minute să mai reia aceste imagini, da. Mergem mai departe, apropo de necesitatea de folosire acestor proiecte. Există și voci, întotdeauna există gică contra, care de ce aceste proiecte și că de ce nu s-a luat, să spunem, ce nu s-a ales alte teme, că normal această pregătire specială a copiilor, cel puțin pentru examen național, trebuie să se facă doar la școală, pe orele normale. Dar la fel de adevărat știm faptul și spuneați dumneavoastră mai devreme că e nevoie de mai mult pentru pregătirea copilor și oricum școlile, cel puțin cele din Gorj, fac eforturi de ani de zile, începe un program de pregătire stabilit undeva în toamnă în fiecare școală, program special care se face fără bani pentru profesori și bineînțeles cu participarea voluntară a elevilor. Acum faptul că îi responsabilizez mai mult, că ei participă la acest proiect, poate va face să fie mai prezenți la aceste activități, pentru că loc de mai bine este cu siguranță. Avem, apropo de bacalaureat, avem câteva licee care s-au situat la un nivel foarte, foarte slab, adică de 1-2 absolvenți au reușit să treacă bacalaureatul. Bine, suntem în situația fericită față de alte județe unde sunt 4-5 licee într-un județ care n-au luat nici măcar un elev. Aici discuția este destul de largă și amplă, pentru că trebuie să ții cont că acele licee care au procentul ăsta de promovabilitate, de fapt încep în clasa noua cu niște elevi care n-au reușit să ia nota 5. Au intrat la liceu cu nota 2 și 3. Cu siguranță. Și atunci este foarte greu să acoperi niște lacune din gimnaziu în cei 4 ani de liceu, să-l duci de la 3 încât să ajungă să ia media 6 la bacalaureat. Tocmai de aici e nevoie și de un astfel de program să poată exact fi cât de cât ridicat. Noi de asta am și gândit aceste proiecte, să începem cât mai de jos cu ele, cu pregătirea elevilor de la un nivel cât mai mic, pentru că astfel îi conștientizăm, din punctul nostru de vedere, pe elevi, că trebuie să învețe și trebuie să pregătească, conștientizează acest lucru de mici. Pentru că, de obicei, știm de la școală, elevii și-aduc aminte că au examene, o parte dintre ei, abia în ultimul an, când se apropie sau poate în ultimile luni. Sau în ultimile luni, exact. Da. La fel de adevărat este că
Aceste proiecte cu siguranță vor aduce până la urmă și niște venituri în plus pentru profesori, dar în același timp vor aduce și rezultate mai bune. Ați vorbit însă despre faptul, acestea sunt în aceste patru proiecte care au început în luna aprilie și spuneam că se vor termina în vara viitoare, practic. Proiectele se desfășoară pe perioade de 18 luni. Da, deci am spus una, deci am zis bine un an și jumătate, însă mai avem trei proiecte în care Inspectoratul Școlar este partener. Despre ce este vorba și în ce constau aceste proiecte? Proiectele sunt, toate sunt importante. Faptul că suntem partenerii este pentru noi un lucru la fel de important ca și în cele care suntem beneficiari, pentru că până la urmă ideea și scopul acestor proiecte este una singură, aceea de a veni în sprijinul elevilor, de a-i pregăti pentru școală, dar și pentru viață, să găsim căi prin aceste proiecte, astfel încât elevii să poată să învețe dincolo de ceea ce învață în clasă, lucruri care le sunt folositoare în viață, lucruri de care se izbesc pe parcursul vieții și făcând această pregătire non-formală, să zicem, nu facem altceva decât să venim în sprijinul lor pentru a-i pregăti pentru viitor, până la urmă. Cele trei proiecte în care Inspectoratul Școlar are calitatea de partener atacă, să zicem așa, domenii diferite. Avem un proiect în care suntem partenerii unei instituții din București, C4C se numește, și care are ca scop prevenirea abandonului școlar. Pentru că avem încă probleme și pe acest domeniu. Și prin acest proiect intenționăm să aducem la școală pe cei care au abandonat școala, pe cei care la un moment dat, dintr-un anumit motiv, au renunțat să vină la cursuri. Este un proiect care merge pe tipul programului de la șansa a doua și care are ca și grup țintă pentru județul Gorj un număr de 400 de elevi. Da, destul de mulți. Destul de mulți, da. Partener în acest proiect este și Inspectoratul Școlar din Călăraș. Mai avem încă un proiect în care suntem parteneri cu Inspectoratul Școlar Teleorman și Inspectoratul Școlar Dolj și Argeș. De asemenea, avem un partener, o mare companie de IT care este specializată pe software educațional și în acest proiect iarăși ne propunem ridicarea calității educației elevilor prin noile tehnologii, realizarea unor platforme informatice pe diverse domenii pe care elevii să poată să le acceseze și să poată să le utilizeze nu numai la clasă, ci și acasă. Am înțeles. Ele sunt, deci practic vin cumva să adauge și alte domenii sau alți beneficiari complementari la ce ne-am vorbit mai devreme în cele patru mari proiecte. Însă, până acum sunt, după cum spuneați, la aceste proiecte cele mari, acum e vorba de Inspectoratul Școlar este beneficiar, se lucrează deja. Ce se întâmplă la acest moment în aceste proiecte? Pentru că există și voi, cum spuneam, în sensul că s-au lansat aceste proiecte și practic nu se mai aude nimic de ele. De fapt, se lucrează la ele. Bine, vocile sunt totdeauna. Adică am constatat că la noi este mult mai ușor să stai pe margine și să arăți cu degetul către cei care încearcă să facă ceva decât să faci tu însuși ceva. Dar nu ne mai deranjează acest lucru. Avem tradiție să moară și capra vecinului. Noi nu am pornit să facem aceste proiecte pentru că vrem să intrăm în divergență cu cineva. Nu, scopul nostru este unul singur, acela ca elevul să fie beneficiarul acestor proiecte și să aibă de câștigat din implementarea lor. Deci în momentul de față se lucrează, se pregătesc practic materiale manuale pentru toamnă. În momentul de față proiectele au trecut de ridicarea clauzei suspensive. Știți că este o perioadă după ce se aprobă cererea de finanțare în care trebuie îndeplinite anumite condiții astfel încât proiectul să poată fi finanțat în tot, să nu se retragă finanțarea. Noi am trecut de această etapă și în momentul de față experții noștri pe curiculă și cercetare care au fost selecționați pe fiecare proiect lucrează împreună cu specialiștii de la
Federația Asociațiilor de Părinți din București lucrează la elaborarea curriculei pentru pregătirea profesorilor care vor face la rândul lor pregătire cu elevii. Se lucrează la lecțiile care vor fi utilizate pe parcursul pregătirii cu elevii. Avem echipă care lucrează la caietul de sarcini pentru că vrem ca această pregătire să se desfășoare tot cu ajutorul unor platforme informatice, cu ajutorul unor softuri educaționale pe care elevii să aibă licență să poată să le folosească și la școală și acasă. Și este foarte mult de lucru. Acum, dacă vreți, este o muncă nevăzută, pentru că lucrează oamenii în birouri, lucrează la aceste materiale. În curând vor fi gata și trecem la cea de-a doua etapă, când vom începe să selecționăm profesorii care vor face pregătire cu elevii. Ca perioade, deci practic noi, când, să zicem copiii, elevii, când vor începe aceste cursuri? Când este prevăzut ca ei să înceapă? Deci, inițial, proiectele au fost gândite pentru a fi implementate începând cu luna noiembrie anul trecut. Însă, datorită unor factori care nu au ținut de noi, ele au fost aprobate abia în luna aprilie. Astfel, a trebuit să decalăm activitățile, pentru că noi gândisem activitățile într-un anumit mod și, datorită întârzierii un pic a finanțării, a trebuit să regândim aceste activități. Astfel încât, acum suntem în situația în care începem activitățile propriu-zise cu elevii la 15 septembrie, când începe școala. Pentru că proiectele au prevăzute două faze, să zicem așa. Faza 1, faza de pilotare, în care vom lua un număr mai mic de elevi, undeva în jurul la 1000 de elevi pe proiect. Da. Vom face cu ei pregătirea în modul în care a fost gândită în această perioadă de experții pe curiculă și cercetare. După ce vom termina această fază de pilotare, vom trage concluziile care reies din desfășurarea activităților, vom aplica din nou chestionare la profesorii care sunt implicați în această fază de pilotare, vom remedia eventualele lucruri care nu sunt tocmai în regulă, ca după aceea, undeva în jurul lunii, la începutul decembrie, să începem practic pregătirea cu toți ceilalți elevi rămasi în grup puțin, 3.500-3.600 de elevi. Da, deci e foarte important, deci practic vom avea o parte dintre elevi vor începe chiar din septembrie sau început de luna octombrie, iar ceilalți în luna decembrie vor fi, în timp ce profesorii practic au început sau dacă n-au început, n-au fost selecționați, vor fi acum la începutul lunii septembrie. Deci cei care trebuia să lucreze în această perioadă au fost selecționați, au fost anunțuri pe site-ul inspectoratului, s-au înscris. Și cred că s-au înscris foarte mulți. Foarte mulți, să știți că avem solicitări foarte multe și sunt colegi de-ai noștri care se interesează la inspectorat când începe perioada de selecție a profesorilor care vor face pregătirea și anunț pe această cale că vor fi anunțați din timp, vom pune anunț pe site-ul inspectoratului școlar în zona de proiecte, acolo unde găsesc toate informațiile legate de aceste proiecte. Bineînțeles, toate aceste informații, deci cum spuneam, pe lângă faptul că, iată, puteți să faceți acest lucru, să le află și din această emisiune, cu siguranță spuneați să regăsesc pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Să mergem mai departe, sunt și alte subiecte la ordinea zilei, să spunem așa. Vă ocupați de implementarea descentralizării instituționale, bine, și informatică, e o sarcină, ați mai avut-o, ați preluat-o din nou. Atribuții în fișa postului prin, mă rog, a fost o situație când, datorită unor probleme de sănătate, colega noastră pe informatică a trebuit să revină la catedră și până în toamnă, când, nu știu, se va lua o decizie, probabil mă ocup și de informatică, pentru că sunt profesor de informatică, da, și v-ați mai ocupat am mai de acest fost domeniu, în da. Primii 3 ani inspector de informatică. Practic, sunteți cel care supervizează, bineînțeles, în afară de conducerea inspectoratului școlar, sunteți cel care răspundeți de activitatea de directori, deci de evaluarea directorilor, practic, în această perioadă. Ce ne puteți spune despre ea? Pentru că suntem în plină perioadă de evaluare. Vara știm că e o perioadă de evaluare a directorilor de școli. Da, deci am intrat pe calendar în perioada de evaluare a directorilor. Ce înseamnă această evaluare? Să lămurim lucrul ăsta, că am văzut în diverse locuri, în diverse publicații, tot felul de lucruri. Este un lucru normal, firesc, care se întâmplă la sfârșitul fiecărui an școlar. Așa cum fiecare cadru didactic este evaluat în cadrul școlii
pe activitatea pe care a desfășurat în anul școlar respectiv și primește un calificativ. La fel, directorii sunt evaluați de către inspectoratul școlar pentru activitatea pe care au depus-o în anul școlar precedent. Cum se face această evaluare? Directorii au de completat o fișă de autoevaluare care cuprinde mai mulți itemi și pe baza, în urma completării acestei fișe de evaluare, directorul realizează un raport al activității pe care l-a desfășurat-o. Raportul care trebuie să fie cumva pe forma fișei de evaluare. După ce se termină această etapă în care directorul depune la inspectoratul școlar fișa de autoevaluare și raportul de activitate pe anul școlar care se încheie acum, inspectorul teritorial preia fișa cu raportul, îl analizează pe baza informațiilor pe care el le-a cules în anul școlar anterior, pe baza inspecțiilor pe care le-a făcut în teritoriu, da? Analizează dacă fișa de autoevaluare a fost întocmită corect, dacă este de acord cu punctajul pe care directorul l-a acordat, poate să intervină și să are o rubrică unde poate să-și pună propriul punctaj, după care vine cu propunerea de punctaj în Consiliul de Administrație. Iar în Consiliul de Administrație se analizează fiecare persoană în parte, se ia și se acordă punctajul final, iar pe baza punctajului final se acordă calificativul anual. Să înțelegem că suntem în perioada în care se depun aceste dosare. Până pe 30 iulie da. Trebuie toți directorii să-și depună. Când vom avea, să spunem așa, concluziile, adică calificativul și când vom avea noile delegări? Că știm că nu sunt deocată concursul și când vom avea noile delegări pe funcție sau detașeri pe funcție? Anul acesta un pic calendarul a fost decalat în sensul că dacă în anul trecut delegarea în funcțiile de conducere, îndrumare și control se făceau în jurul datei de 16 august, în anul acesta va trebui să facem un pic mai devreme, 4-5 august. Asta înseamnă că la data respectivă noi trebuie să avem calificativele directorilor, pentru că dacă avem situații în care directorul nu obține calificativul foarte bine, acolo va trebui să ne gândim, de fapt, Consiliul de Administrație, la propunerea inspectorului general, să ne gândim dacă se acordă în continuare detașare sau nu persoanei respective. Da, o să vă citesc și două dintre mesajele care au venit până acum, însă din, să zicem, un motiv în care un director, că în general, din cel puțin dacă luăm declarațiile publice făcute de inspectorul școlar general, nu sunt probleme deosebite în Gorj și dumneavoastră știți cel mai bine acest lucru. Dar dacă, de exemplu, ar putea să zicem un rezultat mai slab la un examen național sau nu, altceva, nu, ar putea afecta? Inspectoratul școlar nu a pus niciodată presiune pe directori pe acest foarte aspect. Important, este da. Foarte important, pentru că dacă noi am fi gândit să punem presiune pe acest aspect, poate am fi forțat lucrurile în altă direcție și nu ne propunem acest lucru. Nu, activitatea directorului este alta. El trebuie să se ocupe de managementul școlii din alt punct de vedere, nu neapărat. Bineînțeles, este important, sunt importante rezultatele, dar asta nu înseamnă că datorită acestor rezultate el poate să rămână sau poate să plece. Nu. Este un punct pe care noi îl luăm în calcul, dar în fișa de evaluare sunt foarte multe alte aspecte care îl punctează. Da, vă întreabă cineva, domnule inspector, dacă vom avea schimbări de directori în această vară. Este din ce prematur și nici nu intră în atribuțiile mele până la urmă. Este atributul inspectorului general să propună în Consiliul de Administrație delegările în funcțiile de conducere, îndrumare și control, pentru că tot în această perioadă se fac delegările în interesul învățământului și pentru inspectorii școlari și pentru inspectorii școlari generali și general adjuncți, dar pentru inspectorul general și general adjunct delegările le face ministerul. Și încă un lucru pe care l-am văzut undeva scris, inspectorul general și inspectorul general nu sunt evaluați de Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar. Ei sunt delegați în interesul învățământului de către minister și ei sunt evaluați de către minister. Deci fișele de autoevaluare, rapoartele lor merg la minister și ministerul este cel care le acordă punctajul, nu noi. Da, foarte importantă această precizare, deci nu se face în grădina de la Gorj. Dar cu siguranță vor fi schimbări de directori pentru că sunt, dacă din ce știu eu, sunt câțiva care au ieșit la pensie. Deci, practic, pleacă din funcție din alte motive. Bine, este o cale naturală, dacă înveți asta. Deja, și în fiecare an deja au fost la liceu de muzică, din câte mi-amintesc eu, domnul director Ciortea a ieșit la pensie și acolo a trebuit să delegăm o altă persoană în funcția de director. Sigur, ăștia sunt cazuri particulare, să zicem așa. Însă, în general, noi am fost consecvenți, oamenii care am plecat la drum
am mers împreună și nu avem niciun motiv să gândim altfel acum, pentru că eu zic, din punctul meu de vedere cel puțin, dar cred că este și punctul colegilor mei, în anul școlar precedent activitatea s-a desfășurat foarte bine. Acum, poate au fost și momente în care lucrurile nu au mers foarte bine, locuri în care s-au întâmplat și lucruri care, nu știu, poate nu trebuia să se întâmple. Ok, de acolo o să intervenim, să încercăm să, ca pe viitor, să nu mai avem astfel de situații. Dar, în general, nu am avut probleme foarte mari ca să gândim în o să schimbăm direcție. Puțin direcția, de chiar dacă nu e să zicem în domeniul dumneavoastră, dar o să vă citesc mesajul și îl comentați dacă vreți sau nu. Felicitări domnului inspector pentru toată activitatea. Cum comentează faptul că atât la definitivat cât și la titularizare foarte multă lume iese din sală? Interesantă întrebare. Da, este până la urmă, dacă vreți, o portiță pe care metodologia o permite și o prevede pentru candidatul care intră în sală și care, după ce vede subiectele și consideră că, știu eu, nu este pregătit pentru acele subiecte, poate să aleagă să predea lucrarea și să fie declarat neprezentat la examenul respectiv, în felul acesta el putând să utilizeze pentru o eventuală suplinire nota obținută în anii anteriori la concursul de titularizare. Domnule inspector, când vom avea și noi informatica în planul cadru? Da, este o întrebare care ar trebui pusă ministerului. Eu, încă din primul meu mandat, să zicem, pe funcția de inspector de informatică, știu că la consfătuirile naționale, doamna inspector din Ministerul Dumitriu ne spunea că informatica va fi băgată într-un unghiu comun, însă deocamdată nu avem noile planuri cadru. Eu sunt convins că ele, când o să apară și o să apară cât de curând, informatica va fi într-un unghiu comun, pentru că am văzut se intenționează ca pe viitor evaluarea la clasa a 8-a să cuprindă și o probă de care se desfășoare pe parcursul anului de tehnologia informației. Asta însemnând că în mod normal, pe cale naturală, copiii respectivi trebuie să facă în mod obligatoriu minim o oră de informatică. Dar este doar o presupunere în momentul de față. Da, vă mai întreabă cineva câți profesori sunt implicați în cele 4 proiecte ale inspectoratului școlar? Că de elevi am vorbit, dar e adevărat că de profesori nu am întrebat. Profesori? Pe proiectul de care, să zicem așa, mă ocup în mod direct, acela cu evaluarea națională, avem un număr de 250 de profesori, să zicem, ca și grup țintă, pentru că ei, chiar dacă fac pregătire cu elevii și grupul țintă propriu-zis, sunt elevii și ei, la rândul lor, sunt grup țintă pentru că îi vom forma și pe ei. Deci, 250 de profesori pe proiectul cu evaluarea și cifrele sunt semănătoare. Da, da, și pe bacalaureat avem tot 250, 200 pe proiectul pentru elevii de clasa 5-a și a 6-a, 220 pe proiectul de clasa 9-a și a 10-a, deci vor fi implicați foarte, foarte mulți profesori. Deci în jur de 1000 de cadre didactice din Gorj. Sau 1000 cadre didactice din Gorj și Hunedoara. Da. Din Gorj și Hunedoara. Deci oricum un procent destul de important din cadre didactice vor participa la aceste... Sigur, totul este ca ei să dorească să se implice și noi mai vrem un lucru să facem în aceste proiecte. Ne-am propus nu să ne facem că facem, ne-am propus să facem. Că este o diferență. De multe ori a intrat așa ca o cutumă și pe acolo, când avem de făcut ceva, ne place mai mult să ne facem că facem, nu să facem. Noi vrem ca obiectivele pe care ni le-am propus să ni le atingem, făcând acele activități exact cum au fost scrise în proiect. Pentru că dacă vom face lucrurile așa, și eu sunt convins că așa le vom face pentru că vom avea acum un control foarte exact asupra tot ce se întâmplă, da? Vom avea rezultatele pe care noi ni le-am propus. Există și riscul ca în caz că activitățile nu s-ar face cum trebuie să se piardă aceste finanțări. Dar nu luăm în calcul un astfel de risc, pentru că noi din start spunem foarte clar, cine intră în aceste proiecte va trebui să facă activitățile așa cum sunt scrise în proiect. Așa cum le vor fi prevăzute în fișa postului pentru fiecare cadru didactic care lucrează în acest proiect. Bine, acum vreau să vă spun că e pe undeva normal ca anumite cadre didactice din Gorj să fie puțin reticente la
cele spuse pe aceste proiecte, nu neapărat pe acestea, dar în general, datorită faptului că noi avem experiența mai puțin plăcută la Gorj cu un an, în urmă cu câțiva ani, în care începem acele module de formare, erau 7 prevăzute, care n-au fost luate în calcul cum trebuie și ne-am trezit că s-au făcut până la urmă 2 sau 3, nu 7, și celelalte, bine, se fac și celelalte, dar cu au rămas fără finanțare și se fac prin casa corpului didactic. Deci pe undeva e normală și reticența unor, cei care zic, bă, totuși acestea se vor face pe bune. Deci îi asigurați că se vor face. Eu cred că acolo, pe speța pe care vă spuneți, cred că a fost o problemă de comunicare. Noi am spus că se vor face, sau noi, nu eu, că nu eram un proiect atunci, dar s-a spus că inspectoratul sau cine a implementat proiectul, se vor face acele module, da? Dar nu a spus nimeni că toate acele module vor fi pentru toți profesorii făcute în cadrul proiectului. Da? Fiecare profesor a intrat în unul, două module, urmând ca după aceea să le facă prin casa corpului didactic, cea care continuă implementarea, pentru că proiectul nu trebuie să îl avem pe 18 luni și l-am încheiat. Nu. El trebuie să se desfășoare și după aceea, chiar dacă nu mai are finanțare. Am înțeles. Nu, eu am ridicat acea problemă pentru că cu acele comunicate pe care Caziaris le-am dat și eu și ăsta nu spuneau acest lucru și a fost cumva, într-adevăr, s-ar putea să fi fost o eroare de comunicare, în sensul că lumea a înțeles că se vor face toate cele 7 module sau toți profesorii le vor face. Nu, acum este clar, toți profesorii care vor face pregătire suplimentară cu elevii în prealabil vor fi formați. Și toți elevii pe care noi ne-am propus ca și grup țintă, cu siguranță că vor beneficia de acea pregătire. Asta este foarte important. Deci cei care s-au uitat la noi și văd și aceste imagini de la, am reluat imaginile de la lansarea de proiect, toți cei implicați trebuie să fie că ce am spus aici se vor face pe parcursul, acțiunile se vor face pe parcursul unui an și jumătate. Cu siguranță, cu siguranță, pentru că așa după cum știți, proiectele astea post-dru nu îți dau posibilitatea să ieși din cererea de finanțare. Sunt controlele care sunt făcute de către organismul intermediar care gestionează aceste proiecte și, practic, din punctul meu de vedere, nu prea ai cum să nu le faci. Dacă, să zicem, cineva s-ar gândi că sunt activități care nu vor fi făcute sau vor fi trecute cu vederea, eu cred că este imposibil acest lucru. Vorbim de 4 proiecte plus încă 3, deci de 7 proiecte, cu siguranță vor mai veni și altele. Până la urmă e un volum imens de muncă, atât pentru coordonatori, cum sunteți și dumneavoastră și alți inspectori din inspectoratul școlar, cât și pentru profesori, directori de școli și alte și alții, să spunem așa, dintre cei implicați. Cum vedeți acest volum de muncă? Va fi putea fi dus, că până la urmă e totuși... Este într-adevăr foarte mult de muncă. Pentru a gestiona aceste proiecte este nevoie de ore în plus pe care să le stai la birou pentru a desfășura activitățile care sunt prevăzute în proiect, însă noi ne-am asumat aceste proiecte și o să le ducem la capăt. Acum, vis-a-vis de unele comentarii privind plata pe aceste proiecte, este clar, avem o lege 284 care spune că cei care lucrează în proiecte sunt plătiți pe sistem, pe legea bugetului, da? Deci sumele nu sunt deloc mari. Un om care, să zicem, poate să lucreze maxim 80 de ore pe proiectele astea. La o vechime de 20 de ani poate să ia maxim 10 milioane, 11. Ăștia sunt banii. Dar până la urmă, banii ăștia, să știți că sunt foarte munciți dacă reușește să lucreze 80 de ore. Pentru că 80 de ore în afară de orele normale înseamnă foarte mult. 80 înseamnă pe tot proiectul sau 80 pe lună? Pe lună. Pe lună. Deci, oricum, e foarte mult de muncă, iată, plata nu este. Și ați lămurit poate și o enigmă. Era chiar o întrebare venită pe această speță, cât vor fi plătiți profesori. Iată că ne-ați dat un răspuns. Fiecare poate să-și calculeze exact câți bani ia pe legea 24, cum se plătește la școală ora suplimentară. Bine, aici ne-am putea duce într-o altă discuție și anume, ghidul aplicantului când au început proiectele spune ceva, între timp a apărut legea aceasta care contrazice cumva. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, însă eu sunt de principiu că legea trebuie aplicată, nu trebuie discutată, pentru că nu am făcut-o noi. Și doar să ne dăm cu părerea despre ea, nu cred că folosește la nimic. Pur și simplu, asta e legea, asta o folosim în momentul de față. Trebuie să ne apropiem și de concluziile acestei emisiuni.
vorbeam de aceste proiecte care se adresează, cum spuneam, competențe cheie pentru un bacalaureat de succes, dezvoltare pentru evaluare națională, elevii mai performanți, părinți mai implicați, inovație și performanță în pregătirea elevilor de liceu. Mi-a atras atenția, apropo de elevi mai performanți, părinți mai implicați, se încearcă rezolvarea și unei alte probleme. Știm că părinții nu se prea, sau în orice caz față de cum erau generația când eram noi elevi, părinții stau mai departe de școală decât stăteau altă dată. Da, este adevărat. Să nu credeți că întâmplător, unul dintre partenerii noștri este Federația Națională a Asociațiilor de Părinți, pentru că un alt obiectiv al acestor proiecte este acela de a aduce părinții aproape de școală, de a conștientiza să se implice mai mult în activitatea școlii, să urmărească mai atent modul în care elevii își desfășoară activitatea, modul în care elevii se pregătesc pentru examene, pentru că de multe ori părinții sunt luați de val, să zic, datorită problemelor cotidiene, servicii și alte probleme, uită uneori să fie atenți la ceea ce fac copiilor și aduc aminte de acest lucru, culmea, tocmai când dau examene și când văd că rezultatele sunt nu așa cum credeau ele sau nu așa cum credeau ei sau cum se așteptau. Și noi încercăm să venim cumva, să prevenim acest lucru și să aducem elevii, părinții către școală mai devreme, să-i implicăm în activitățile din aceste proiecte, pentru că pe proiectele cu elevii de clasa 5-a, 6-a și cei de-a 9-a și a 10-a, foarte mult și părinții implicăm în activitățile pe care le vom desfășura. Da, și e normal, pentru că știm cum sunt. La învățământul primar vin zi de zi, la învățământul gimnazial vin o dată pe săptămână, la învățământul liceal ajung o dată pe semestru și... Și tot așa. Clasa 12-a vin la bacalaureat. Da, și mai vin la bacalaureat. Da, sunt probleme de acest gen și poate că aceste proiecte vor rezolva o parte dintre ele, dar cel puțin noi încercăm, ne străduim să rezolvăm câteva dintre lucrurile care am constatat noi pe parcurs că nu merg bine. Și până la urmă este o oportunitate. Nu văd de ce unii văd în scrierea de proiecte sau în implementarea lor lucruri negative. Este până la urmă un beneficiu adus școlii, elevilor, un plus valoare pe care îl aducem sistemului de învățământ. Da, cu promisiunea că în momentul când vor începe efectiv pregătirea cu elevii, vom filma aceste momente și o să le și difuzăm, poate le comentăm chiar din studio. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Viața Gorjului. Mulțumesc de atenție. La revedere!